Ministerul Educației a premiat 144 de elevi olimpici din România în cadrul unei gale organizate ieri 12 decembrie la sala Ion Caramitru a Teatrului Național Ile Caragiale din București. Sunt elevi care au obținut medalii, premii sau mențiuni la Olimpiade Internaționale și Olimpiade sau concursuri regionale pe discipline pe parcursul anului 2023. Printre elevii premianți în cadrul galei s-a aflat și un elev din Hunedoara. Este vorba despre Alexandru Radu Todoran din clasa 12-a de la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu din Orăștie, care a obținut o medalie de aur la Olimpiada de Informatică a Țărilor din Europa Centrală și o medalie de argint la Olimpiada Internațională de Informatică. Alături de elevi au fost premiați și profesorii care l-au coordonat, Daniel Nicolae Todoran și Daniel Popa. Pe lângă elevii olimpici, Ministerul Educației a mai premiat 162 de profesori și 72 de unități de învățământ din România. În total, elevii olimpici premiați de Ministerul Educației au obținut 174 de medalii, premii și mențiuni obținute la 30 de Olimpiade Internaționale și Olimpiade sau concursuri regionale pe discipline juniori și seniori. Cele mai mari premii s-au acordat pentru rezultatele înregistrate la olimpiadele sau concursurile internaționale. Cuantumul acestora este începând de anul trecut de 20.000 de lei premiul întâi absolut cu punctaj maxim, 15.000 de lei premiul întâi sau medalie de aur, 12.500 de lei premiul al doilea sau medalie de argint, 10.000 de lei premiul al treilea sau medalie de bronz și 6.000 de lei pentru mențiune. Fondul total de premiere alocat în acest an de Ministerul Educației este de peste 3,9 milioane de lei.